Hei, salutări și bine v-am găsit la o nouă discuție despre motivație. Dacă data trecută am discutat despre automotivație, cum ne păstrăm noi motivația, și dacă nu ai văzut videoul, atunci te invit să-l urmărești, de data aceasta discutăm despre motivarea celor din familie, celor cu care ne sunt foarte apropiați. Ce facem ca să îi motivăm să ne susțină în atingerea obiectivelor noastre? Păi, un prim pas este și foarte important, este, așa cum spuneam și în cazul automotivației, să stabilești de ce-ul tău, care este obiectivul tău. Și foarte important este ca obiectivul tău să fie obiectivul întregii familii. Și ca să faci lucrul acesta, explică-le de ce îți dorești acel lucru, de ce este important pentru tine și care este valoarea pe care o va aduce tuturor celor din familia ta. Un alt lucru este acela de a încuraja și pe cei din familia ta să-și pună obiectivele acolo pe panoul de visuri sau panoul de obiective. Asta este un lucru pe care eu îl fac cu copiii mei, cu soțul meu, pentru că este important ca fiecare, da, avem un obiectiv comun, dar fiecare avem și dorințele personale și este important să ni le împărtășim, să ne susținem reciproc în a le atinge. Fiind mamă full-time, un lucru foarte provocator pentru mine și la care încă lucrez este acela de a-mi organiza timpul, pentru că știm foarte bine că atunci când avem un obiectiv este foarte important să și acționăm în direcția lui. Ei bine, este o provocare să îmi organizez timpul, mai ales că am doi copii mici de 4 și 8 ani. Și atunci, ca și strategie pe care am adoptat-o și care s-a dovedit de succes, este aceea de a face un program împreună, de a face un plan de acțiune împreună și de a stabili clar partea fiecăruia de responsabilitate în planul respectiv. Acel plan îl avem afișat pe frigider și îl vedem tot timpul. Așa că copiii știu foarte bine că mami lucrează, când este programul de joacă, când este programul de învățat și programul de petrecut timp împreună. Așa că dacă ai provocări și tu pe partea aceasta, îți recomand să încerci această strategie. Deci, ca să recapitulăm, ca să-ți păstrezi membrii familiei motivați în susținerea obiectivului tău, este foarte important ca obiectivul acela să fie și obiectivul lor, să aveți un plan de acțiune și un program stabilit împreună și un alt lucru foarte, foarte important este acela de a sărbători fiecare succes, de a sărbători fiecare mic pas făcut în direcția obiectivului vostru, pentru că asta va crește starea de energie pozitivă în familie și cu siguranță și va păstra și motivația celor din jurul tău. Cam asta despre ceea ce fac eu pentru a menține familia motivată. Sunt curioasă ce strategie abordezi tu pentru a îi motiva pe cei din familia ta. Lasă-mi un comentariu că și împărtășești acest lucru cu noi. Iar dacă îți plac aceste videouri, te invit să dai subscribe canalului meu de YouTube și să apeși și clopoțelul pentru notificări ca să fii la curent de fiecare dată când postez ceva nou. V-am pupat și să ne vedem data viitoare. La revedere!